albumul mari succese sunt incluse piese care au făcut parte din coloana sonoră a unor filme celebre, precum Șatra și Maria Mirabela. Era dezastru acela după cutremur din 77 și Șatra i-a scăpat de la aceste suferințe. Această Maria Mirabela, care tot a fost foarte bine, fiindcă a fost și discul și s-a vândut, dar după aceea a devenit o pauză, nu știu cu ce am supărat. Printre artiștii prezenți la lansare a fost și Medea Marinescu, cea care a jucat rolul Mirabelei. Medea nu l-a mai văzut pe Eugen Doga de când era copil. L-ai mai văzut pe Doga de când erai mică? Nu, ne-am auzit la telefon. Acum am venit direct de la Timișoara. E o bucurie. Mihai Constantinescu este artistul care a dat viață creației lui Doga în acest film, alături de Alexandru Arșinel și Anda Călugăreanu. Ar fi bine ca foarte multă lume să asculte muzica simfonică scrisă de domnul Doga, care este de mare excepție. Eugen Doga a primit o diplomă de onoare din partea Institutului Cultural Român. Artistul este mai cunoscut în Rusia, unde și-a lansat 27 de discuri. Valsul său, Dulcea și Tandra mea fiară, a deschis și a încheiat festivitatea Jocurilor Olimpice de la Moscova în 1980.